Am revenit, dragii mei, bineînțeles cu domnul doctor alături de mine. Și până în pauza de publicitate discutam despre ceva. Am avut foarte multe, asta e greu cu întrerupea de la publicitate, se pierd ideile. Se pierd ideile, într-adevăr. Trebuie să le spunem celor de acasă că noi mai așteptăm în continuare telefoanele lor, pentru că am primit câteva telefoane de la cei care ne urmăresc și vor să vă contacteze, așa că vă rog să le dați cât mai multe informații celor de acasă în privință cu dumneavoastră. Bine. Mă pot găsi pe site-ul meu, căutat Dr. Adrian Costenco, pe Facebook, pe WhatsApp, pe Viber, de obicei căutat și în Brașov ca și chirurgie estetică. Numărul de telefon de obicei las personal pentru că mi-e mai ușor să fac programările așa. În cazul în care nu pot să fiu contactat pe telefon, se poate lăsa un mesaj și atunci când reușesc să mă eliberez din operație să văd cine m-a sunat. Dar cel mai simplu, scris Dr. Adrian Costenco Brașov și atunci se poate găsi foarte ușor. Și de acasă vă pot găsi și, bineînțeles, vă pot adresa toate întrebările de care Absolut. Dispun și dumneavoastră le puteți da un răspuns în Absolut. Ceea ce Sunt foarte multe consultații privește. Care le dau pe Facebook, e cel mai simplu. Îmi pun niște întrebări, pot să le dau un răspuns cu aproximație în cazul în care pacienta sau pacientul dorește mai multe detalii, în general îl invit la o consultație pentru că trebuie discutat pe caz concret. Sunt foarte multe proceduri, fiecare are o imagine ceea ce și-ar dori, dar trebuie să văd dacă se poate face, în ce măsură și atunci pot spune exact, mai specific, văzând pacientul sau pacienta, cum putem adapta, ce se poate obține și atunci invit să vină la mine la cabinet. S-a întâmplat până acum ca o pacientă să vă scrie pe Facebook că dorește ceva și venind la dumneavoastră la cabinet, dumneavoastră să-i recomandați altceva? Au fost cazuri și în așa măsură în care a venit pacienta, mi-a scris că și-ar dori un lifting de sân și am spus că când am venit la cabinet se poate face și metoda numai cu implant și cu ridicarea internă fără cicatricile în plus. Este o metodă foarte bună și foarte ok pentru că scăpăm de cicatricile care sunt supărătoare în general. Vreau să vă întreb dacă aceste operații estetice au rămas încă un lux pentru cei care vor să își facă așa ceva. Nu neapărat un lux. Absolut, au niște costuri toate operațiile pentru că și dispozitivele cu care lucrăm și materiale sunt de altă generație, folosesc materiale de bună calitate pentru a avea un rezultat, pentru că pentru a putea face ceva de calitate, ai nevoie de ingrediente de calitate. Altfel, dacă nu, rezultatul, oricât de tehnic l-ai face perfect, dacă nu ai cu ce să lucrezi sau cu materiale bune, rezultatul nu va fi la fel de bun. Și atunci este un cost, într-adevăr. Dacă împarți costul respectiv pe mai mulți ani de zile, până la urmă costul nu e de mare. Într-adevăr, sunt o anumită sumă de bani care trebuie dată la momentul respectiv. Dar rezultatul, dacă îl împarți pe fiecare lună, nu e atât de costisitor. Am înțeles. Deci, în perspectivă, luxul acesta nu mai este chiar un lux. Nu, a devenit din ce în ce mai accesibil chirurgia estetică. Poate în primă fază au fost și alte concepte, au fost și alte materiale. În general, cu cât au apărut mai multe firme concurente și produsele s-au mai ieftinit și atunci clar că și prețul este mult mai accesibil pacienților. Vreau să vă întreb dacă până acum în experiența dumneavoastră, care a fost cea mai satisfăcătoare, să spun așa, nu intervenție, de fapt da, intervenție, rezultatul intervenției per total? Au fost foarte multe cazuri care le-am rezolvat. Momentul în care au venit în cabinet cu un defect care părea foarte greu de rezolvat și ulterior o transformare fantastică. M-am mai întâlnit cu pacienta respectivă în aeroport, mergând spre Olanda și nu era să mai cunosc. Și în Olanda am avut un caz foarte interesant, o doamnă în vârstă de vreo 70 și ceva de ani, cu niște pungi sub ochi extraordinar de mari și pleoapele foarte lăsate și sprâncene căzute și a venit pentru operație de blefaroplastie, să-i reduc pleoapele.
când a apărut la o lună la un control, n-am mai recunoscut-o eu. Deci am trecut pe lângă ea, am întrebat-o, dumneavoastră, cu ce vă pot ajuta? Am venit la control. Dar ce operație ați avut? Și mi-a spus operație de blefaroplastie. Într-adevăr, când m-am uitat pe poze dinainte, m-am înfiorat. Într-adevăr, o schimbare majoră. Eu sunt sigură că toate operațiile pe care le-ați făcut au fost un real succes. Acum vreau să vă întreb dacă operațiile acestea estetice au o anumită vârstă. Mi-a spus de pacienta care avea 70 de ani. Cea mai în vârstă pacientă a fost dânsa sau ați avut și o altă pacientă mai înaintată? Fost aproape de 80. Nu are vârstă chirurgia estetică. Vârsta este important să fie majoră pe persoana, să fie îndeplinată facultăților mentale ca să poți avea un rezultat pe care să-l înțeleagă pacienta și e foarte important ca starea generală să permită. Pentru că sunt persoane care, deși își doresc operații estetice, riscurile anesteziei, riscurile operatorii sunt foarte mari și atunci trebuie pus în balanță viața pacientului sau parte de operație estetică. Încercăm să facem cât mai mici riscurile, dar din păcate există la orice operație. Și atunci pacienta trebuie să fie perfect echilibrată, să nu aibă probleme de sănătate grave sau dacă sunt, trebuie rezolvate înainte. Se pot face foarte multe operații, dar trebuie să avem siguranța pacientului, care e cea mai importantă. Am înțeles. Dacă cineva este alergic la o anumită substanță, este ceva înlocuitor? Sunt diverse substanțe și mai ales e vorba de producători. Toate substanțele, cum e toxina botulinică, acid hialuronic, sunt sintetizate din diverse metode. În procesul de sintetizare, chiar dacă sunt purificate, nu este perfect purificat niciunul. Și atunci poate să aibă o alergie sau o reacție mai exagerată la produsul respectiv. În general, încerc după aceea o testare cu alt produs, să vedem dacă, pentru că nu neapărat la produsul în sine, cum ar fi acid hialuronic, cât mai mult la componentele care rămân prin sintetizarea lui. Poate să ducă la reacții alergice. Sunt foarte, foarte rare. În cazul în care apare o reacție din aceasta de respingere a acidului hialuronic, avem și un antidot, cum s-ar spune. Este o enzimă care dizolvă. În 10 minute nu mai există nimic acolo, în 24 de ore, absolut deloc. Și atunci avem un antidot pentru chestia asta în cazul în care sunt probleme. La fiecare operație estetică este nevoie de anestezie totală sau doar de o anestezie locală? Depinde de complexitatea intervenției, depinde de sensibilitatea pacientei, e foarte important pentru că sunt pe paciente foarte sensibile și chiar dacă, pentru că la anestezia locală problema este că nu neapărat că vei simți durere sau ceva de genul, va fi doar strict partea de problemă a simți că se lucrează ceva acolo și asta poate să creeze un disconfort. Și atunci prefer ca pacienta să fie relaxată, să nu aibă o traumă. Nu este important ca pacienta să plece traumatizată. Arată foarte bine, dar e traumatizată pe viață pentru intervenția respectivă. Și atunci sunt operații care le putem face cu anestezie locală, cum ar fi pleoapele, se pot face cu locală, se fac urechile, se pot face cu locală, sunt o serie. În schimb, sânii, abdominoplastia, lipoaspirația se fac cu generală, pentru că sunt mult mai laborioasă și e nevoie și de confortul chirurgical. Nu este foarte simplu să lucrezi la un pacient care se mișcă și îl simți că îl doare sau îl deranjează ceva. Și atunci e important ca și eu să pot să-mi fac meseria în confort pentru a avea un rezultat bun. Pentru extragerea grăsimii, vreau să-mi dați câteva amănunte despre asta. O pacientă care vine și spune că are un surplus de grăsime care o incomodează oarecum. După intervenție, rezultatele sunt foarte vizibile sau pe parcurs? Și dacă trebuie după operație să aibă un anumit regim alimentar sau dacă are restricții în ceea ce privește operația? Referitor la operația de lipoaspirație, în general recomand tuturor pacienților sau pacientelor care intră în cabinet ca la momentul operației să aibă un regim de viață pe care îl poate ține pe termen delungat. Nu să facă diete puternice care să ne ducă la o slăbire dramatică și mai sunt puține depozite pe care vrea să le elimine, după care la o lună de zile nu mai poate să țină regimul și apare acea îngrășare. E foarte important ca și greutatea să fie cât de cât constantă, cu un regim de viață pe care îl poate duce foarte mulți ani, pentru a avea ca și rezultat să fie stabil. Procedura în sine, ca și rezultat, o parte din
procedură se, ca și efect se vede imediat după operație. O altă parte, cam 20-30% din grăsimea care rămâne, se resoarbe și ea pe parcurs. Un rezultat final va fi după 6 luni de zile, se poate vedea exact cum arată acolo. Dar, bineînțeles, în prima fază va fi o transformare majoră. Deci transformarea este total vizibilă, da. Această intervenție se poate reface sau... Sigur, se poate reface. La lipoaspirație trebuie înțeles că noi extragem din numărul de celule. La îngrășare se umflă celulele cu, ca niște baloane care se umflă cu grăsime. De asta la curile de slăbire, după ce nu mai ții cura, te îngrași foarte rapid, pentru că de fapt se umflă baloanele deja existente. La lipoaspirație se micșorează numărul de celule fără să se umple la volumul lor. Problema este că dacă nu vei ține o greutate constantă, te vei îngrășa mai tare în zonele în care nu s-a făcut lipoaspirație și vor apărea denivelări și tot felul de probleme. Se poate reface și în acea zonă lipoaspirația, fără nicio problemă. Este un pic mai dificilă pentru că în zona aceea apare un țesut cicatricial care face puțin mai delicată partea de extragere a găsimii, dar se poate, fără nicio problemă. Pentru celulită, există vreun tratament anume sau o operație anume care elimină în totalitate celulita? Celulita este una dintre lucrurile greu de rezolvat. Se poate face, sunt tot felul de tratamente prin injecții care poate să reducă celulita, combinată cu masaje, sunt tot felul de aparate care produc o reorganizare a grăsimii, care ajută foarte mult. În anumite situații se poate încerca și o lipoaspirație nu foarte agresivă pentru a reduce cantitatea de țesut grăsos în zona respectivă. E o combinație care trebuie să o găsim ideală pentru a rezolva complet cazul. Acum am o curiozitate, strig la adresa mea. Vreau să vă întreb, din punctul meu vostru de vedere, dacă aș avea nevoie de o operație estetică la față. Operație estetică. Necesitatea unei operații estetice nu este, să spun, pusă de mine. Niciodată nu o să mă apuc să spun dacă... Chiar cum este, spre exemplu, Barbara Streisand a avut un nas enorm toată viața. Putea să-l opereze de 5 ori. Ea n-a avut nicio problemă. Nu este... alegerea medicului. Exact, este alegerea pacientului. Absolut. Pacientul vine la mine, mă uit la persoana respectivă, mă uit. Da, dacă te deranjează ceva, pot să spun. Într-adevăr, este o chestie reală sau e o chestie care e numai în capul persoanei respective. Sau se poate sau nu se poate trata. Dar, în general, trebuie să aibă o problemă cu chestia respectivă. Altfel, dacă nu. Dacă sunt niște riduri pe care nu li deranjează toată viața, nu o să pot să... Nu e ideea să conving pacientul să schimbe ridurile dacă el nu are nicio problemă cu lucrul respectiv. Dar, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care se pot adapta, dar trebuie să fie dorința pacientului în primul rând. Există și cazuri în care o pacientă sau un pacient a venit la dumneavoastră doar de dragul de a-și face o operație estetică fără să fie avut nevoie de ea? Nu, nu. În general, fiecare ce se prezintă are un mic complex, să spun așa. Are o problemă care îl deranjează. Și se prezintă în cabinet, știți, mă deranjează unghiile de sub ochi, mă deranjează cearcănele, mă deranjează ridurile din jurul gurii. Mă uit, sunt persoane care au mai făcut procedura de umplere a ridurilor și atunci mă uit la persoana respectivă, spun, peste rezultatul ăsta nu o să obținem mai mult și chiar dacă vom încerca, va arăta un rezultat nenatural, cum sunt ridurile nazogeniene. Dacă le întinzi complet și perfect, schimbă puțin aspectul, dă un aspect mongoloid cu față dreaptă. Turtită. Pentru ca ocazien nu este ok. Deci trebuie să fie un puțin de rid. E normal să fie o combinație de trăsături pe față care îți dea un aspect natural. În momentul în care ești perfect întins și te uiți ca o mască, într-un fel arăți bine cât că în poze, dar când vorbești cu cineva pare foarte nenatural. Și atunci să încercăm să ne păstrăm în limita naturalului. Pentru cearcăne, spre exemplu, cât ar dura recuperarea sau... Depinde acum de tipul de procedură. Sunt cearcăne care sunt date de șanțul care se face exact, șanțul lacrimal, pe care putem să-l umplem cu un acid hialuronic special, dedicat pentru zona respectivă, sau cu grăsime proprie se poate face. Dacă este vorba de acid hialuronic, refacerea este un pic mai rapidă, pentru că nu mai e nevoie de
umflăturile se introduce cu un ac foarte fin, pe lângă grăsime care se introduce cu un ac puțin mai gros. Și atunci traumatismul zonei este mult mai mare, ceea ce duce la umflarea regiunii și o recuperare puțin mai nevoioasă, cam 7-10 zile. La acidul hialuronic, doar dacă avem ghinionul să spargem un vas, să ne trezim cu o vânătaie sub ochi, cam vreo 7-10 zile și acolo. În rest, dacă nu, o mică roșeață, puțină umflarea zonei, care în mod normal în 24-48 de ore dispare aproape complet. Există vreo operație care, de fapt, după o anumită operație, să apară niște dureri, nu insuportabile, dar o durere? Sunt proceduri care de la sine aduc o ușoară disconfort dureros. Dacă persoana este foarte sensibilă, îl va percepe ca o chestie îngrozitoare. Și atunci, într-adevăr, trebuie să ne ocupăm de tratamente post-operatorii, să limităm cât mai mult disconfortul. Sunt și proceduri care pot să ne ajute să facem durerea minimă, să încercăm cu noile aparaturi care există acum să nu aibă suferință foarte mare. În general, se diminuează foarte mult disconfortul pacientului după aceea. În general, dacă apare o durere care este exagerată, ne aduce gândul la o complicație care poate să apară după operație. Atunci trebuie să găsim cauza și să tratăm activ problema respectivă. Dar o durere insuportabilă nu există, adică sunt niște dureri, niște un disconfort. Totdeauna încerc înainte de operație să îl pregătesc pe pacient sau pe pacientă, să explic cam la ce anume se aștepte, pentru că și la implantul de silicon sunt persoane care au spus că au avut niște dureri îngrozitoare 2-3 săptămâni. Eu n-am avut o pacientă care spună așa ceva. Sunt, e un disconfort, trebuie să înțeleagă că este ca o febră musculară, e un mușchi întins. Și atunci, când ai o întindere musculară, e un disconfort acolo. Ai o presiune pe torace, ca și cum ai putea respira. Dar, în general, dacă persoana este pregătită psihic pentru senzația respectivă, nu o percepe ca o durere neapărat. Și atunci, poate să treacă foarte ușor peste ea. Mai ales dacă se și mobilizează, începe să ia activitățile normale și recuperarea este mult mai rapidă. Dar o durere în care să te vălești pe jos, în general, atrage gândul la o complicație, ceea ce încercăm să le minimalizăm. Înainte de o operație, este nevoie de un tratament pentru o anumită persoană sau operația se face, haide să facem operația fără niciun fel de tratament înainte? Sunt anumite tratamente pe care le recomand pentru a reduce umflăturile și recuperarea postoperatorii. Sunt multe homeopate care nu destabilizează organismul, sunt anumite medicamente care fac o profilaxie a complicațiilor. Trebuie văzut, se analizează fiecare persoană în parte, care sunt riscurile, ceea ce trebuie să facă înainte un tratament pentru a reduce o boală de bază care o are ca și efect, pentru a nu ne compromite nouă rezultatul nostru. Sunt persoane care au tratamente cu anticoagulante, de exemplu, și doresc o anumită operație estetică, ceea ce subțiază foarte mult sângele și riscul de sângerare și de complicații cu cheaguri de sânge este foarte mare. Și atunci încercăm să convertim tratamentul pe care are pe un alt tip de anticoagulant pentru a permite să facem operația și să minimalizăm riscurile operatoriei. Am înțeles. Deci cei de acasă trebuie să stea foarte liniștiți în ceea ce privește o operație estetică pentru că sunt pe mâini bune. Trebuie să se vor face un set de analize la orice intervenție importantă pentru a vedea statusul fiecărui pacient. Dacă este fără boli care ascunse, pentru că pacientul de chirurgie estetică în general este un pacient aparent sănătos. În momentul în care începi să cauți, de multe ori poți găsi foarte multe surprize. Un diabet, o problemă cu tensiunea și atunci trebuie să tratăm problemele bolilor care au apărut pentru a minimaliza riscul operației. Se poate întâmpla ca un pacient, de fapt organismul unui pacient să nu reziste unei operații estetice? Nu este vorba neapărat de operație estetică. Este vorba de faptul că orice operație care se adresează pacientului respectiv poate să pună viața în pericol. De asta contează foarte mult cum este biologic pacientul respectiv. Orice operație, indiferent că e de estetică, că este de chirurgie generală, că e de toracică, nu contează. Este vorba de riscurile care, prin intervenție, se riscă viața pacientului și atunci trebuie să-l verificăm înainte să fim siguri că nu sunt probleme.
Noi din nou trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. O spun cu regret pentru că eu sunt foarte prinsă în această discuție și sunt sigură că și cei de acasă fac la fel, dar rămâneți pe Columna TV pentru că noi revenim în câteva minute, nu-i așa, Cătălin? Da, câteva minute și revenim.